În perioada 20-22 aprilie va avea loc cea de-a 27-a ediție a zilelor revistei Convorbiri Literare. Evenimentul va debuta joi, 20 aprilie, ora 17, la sediul filialei Iași a USR Casa cu Apsidă, Laurențiu Ulici, cu simpozionul Poeziei de Mihai Eminescu, ediția Princeps, realizată de Titu Maiorescu, acum 140 de ani. Ziua de vineri, 21 aprilie, va debuta la aceeași locație, începând cu ora 9:30, cu simpozionul Dimitrie Cantemir. De la ora 18:30, în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, se vor acorda premiile anuale ale revistei Convorbiri Literare, Premiul Național Iacob Negruții pentru reviste literare și Premiul Național Titu Maiorescu pentru critică literară. La fiecare an au loc zilele revistei Convorbiri Literare, le aflăm în acest an la ediția 27-a. Ediție centrată pe două teme mari, două teme principale. Una este dedicată ediție Princeps din Colegia lui Eminescu, realizată de Titu Maiorescu. Eu s-am ocupat de proiectul de editare a cărții. Marcăm 140 de ani de la aici, la ediție Princeps de Eminescu, și iar a doua temă este dedicată lui Titu Maiorescu. Pentru că, după cum știu, e născut în 1673 și s-a stins în 1723. Deci sunt 350 de ani de la naștere și 300 de la stingerea lui. Asta sunt două mari teme, iar bine seara, ca de obicei, în sala mare a primărie, vom acorda premiile de miște cu mobilitate. Cam asta, în esență, este programul nostru pentru gen și bine. Aș fi bucuros să avem cât mai mulți participanți pentru a vedea, a se întâlni cu scriitorii, cu cei care se ocupă de literatură. Evenimentul este organizat de Asociația Revista Convorbiri Literare în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași.